Salutare dragi viitori de mașini, astăzi este duminică, este o zi de relaxare, tocmai de aceea am ales să facem astăzi un Q&A. De acum vom încerca în fiecare duminică să facem un Q&A cu întrebările voastre, tocmai de aceea dacă aveți întrebări pentru săptămâna viitoare vă invit să lăsați în comentarii întrebările voastre în așa fel încât cele mai bune 10 întrebări de săptămâna aceasta vor prinde viață în materialul de săptămâna viitoare. Pentru astăzi, azi dimineață, am lăsat pe comunitate un mesaj pentru voi, în ideea în care să-mi lăsați întrebări pentru Q&A-ul de astăzi. S-au adunat 100 și ceva de comentarii, ceea ce e un lucru foarte tare. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să îmi lăsați întrebări acolo. Și acum vom lua la mână cele mai bune, cele mai inspirate 10 comentarii în ideea în care vrem să le răspundem în cadrul acestui material. Bun, hai să vedem care sunt cele mai inspirate întrebări. Prima întrebare e pusă de Eduard Irm și spune așa: de ce se zice că toți cei care conduc BMW sunt cocalari? Ai fost vreodată catalogat drept cocalar? Sincer, nu îmi pasă de părerea celorlalți, dar cert este un lucru, odată cu trecerea timpului, mașinile scad în preț și devin accesibile tuturor. În momentul în care ai acces la o mașină mai veche, chiar dacă este BMW, poți să-ți o cumperi chiar dacă nu ești unul dintre cei mai mari pasionați de mașini. Și mai scapă și oameni ce nu au nicio legătură neapărată cu brandul BMW. Andrei ne întreabă de ce seria 6 și nu E46. Serios. Nu cred că e o întrebare foarte logică. N-are nicio legătură o mașină cu cealaltă. E46 de raliu al meu cel puțin și asta n-are nicio legătură, e 100 de clase peste. Următoarea întrebare este de la Ștefan Popescu: cât de greu este să ajungi pilot, să-ți găsești sponsor și echipă? Sponsorii vin prin două metode, ori ai niște cunoștințe care îți oferă o susținere financiară, ori găsești un brand care chiar să creadă în potențialul tău și să susțină performanța. Cât despre echipă, echipa vine odată cu obținerea banilor pe care i-ai, se lipesc imediat. Când se va testa Renault Megane RS în București? Meganul, cred că nu săptămâna asta, săptămâna următoare sau peste 2 săptămâni, dar rămâi aproape de canal că o să ținem la curent, că o să venim și noi cu mașina la București. Ce părere ai de E90 seria 5? Radu Stanciu. Sper că a fost un test pentru mine. E90-ul e dita mai seria 3-ul, n-are nicio legătură cu seria 5-ul. Radule, a fost un test, știu eu asta. De ce seria 6 și nu seria 7? Pentru că sunt o fire sportivă și în momentul în care mă regăsesc într-o mașină, merg înspre direcția respectivă. Când mă gândesc la seria 7, mă gândesc la o medie de vârstă peste 40-50 de ani. De asta am mers pe seria 6, e o mașină mai sportivă și mă oferă și eleganța de care eu am nevoie în momentul în care vreau să merg undeva. Mergem mai departe și ajungem la întrebarea pusă de Ionuț Gaming HD. Ce mașină ți-ai dori în momentul de față, dar nu ți-o permiți? Mi-aș cumpăra o Skoda Fabia R5, să merg în campionatul european de raliuri cu ea, dar la momentul actual nu mi-o permit. Care este următoarea ta mașină de raliu? Mi-aș dori foarte tare să merg cu un R2 sau un R5. Rămâne de văzut în ce direcție ne va duce soarta referitoare la acțiunile sportive. Mergem mai departe și ajungem la Victor. Victor ne întreabă ce părere ai despre oamenii ce caracterizează un om după tipul de mașină. Mai asta e ca și cum te uiți la un cățel și cățelul seamănă foarte tare pe stăpân. Cam la fel și aici. În momentul în care vezi mașina, o să fii surprins să vezi că mașina seamănă foarte tare cu stăpânul. Și la modalitatea în care e îngrijită, e cam același lucru. Deci, mașina, cel puțin eu așa, cred că este o carte de vizită ce clar te reprezintă. Îți reprezintă modalitatea în care tu ai grijă de tine și modalitatea în care tu vezi lucrurile. Deci este o carte de vizită bună. Ai renunțat la seria 6 pentru o mașină electrică? Nu aș renunța la momentul actual și nici în viitorul foarte apropiat. Nu sunt neapărat fan a mașinilor electrice, nici dacă vorbim de Tesla S. Următoarea întrebare, o să vii vreodată la Botoșan pentru o întâlnire cu abonații? O să ne gândim să facem asta, de ce nu? Cea mai puternică mașină pe care ai condus-o și ce senzații ți-a dat? Cred că
Ferrari 458 Spider. O senzație de siguranță extraordinară. BMW, Audi sau Mercedes? Simplu. BMW, clar, cu argumente, desigur. În brandul ăsta mă regăsesc eu. La ce vârstă ți-a permisul? La 18 ani B, la 16 ani A1, C-ul și eu, cred că tot la 18, că atunci puteam să dau așa. Black Darkness ne întreabă asta. Ți le-a luat din prima? Da, toate categoriile le-am luat din prima. Care a fost prima ta mașină care te-a satisfăcut ca începător? Bun, eu am condus pentru prima mașină un Ford Sierra din 86, am fost maxim de satisfăcut și n-am avut nevoie de mai multă putere, pentru că în momentul în care ți iei permisul proaspăt, nu ai nevoie, aia e ultima problemă. Ce site recomanzi pentru testele auto? Dacă mă gândesc la testele auto, îți las un link în descriere în care te duce direct înspre materialul nostru referitor la modalitatea în care să-ți iei sala. Acolo ai toate informațiile de care avea nevoie când vorbim despre acest subiect. Și ultima întrebare. Adi Ciotârcă ne pune o întrebare foarte bună. Merită să-ți cumpere o mașină la 16 ani? Eu spun da, merită să-ți cumpere o mașină la 16 ani din două motive foarte importante. Unu ar fi că ai o libertate de mișcare mult, mult, mult mai bună în momentul în care ai mașină, poți să te miști din punctul A în punctul B fără nicio problemă. Cel de-al doilea ar fi că în momentul în care o să-ți iei categoria B, tu deja o să ai 2 ani de experiență să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău și o să-ți fie mult mai ușor să te adaptezi. Singura problemă ar fi ca tu, drag urmăritor vrum vrum vlog, să ai grijă și să fii calculat în momentul în care te gândești la o asemenea mașină, pentru că la 16 ani tot ce zboară se mănâncă. Trebuie să fii calculat. Asta e foarte important. Referitor la acest subiect, te invit să dai like acestui material, să vedem dacă ți-ai dori să facem un material special despre mașinile de 16 ani. Iar la 2000 de like-uri o să atacăm acest subiect, în ideea în care voi sunteți interesați de un asemenea subiect, ce sunt sigur că este interesant. Dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal, nu uita să dai subscribe acestui canal, pentru că împărtășim aceeași pasiune cu tine. Acestea au fost întrebările de astăzi. Nu uita să lași întrebările tale pentru săptămâna viitoare, că săptămâna viitoare vom face un nou Q&A. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit vreun vlog și până la următorul episod, nu uitați! Purtați centura de siguranță și iubiți-vă mult! Mașinile! Ciao!